Bună ziua, stimați prieteni! Eu mă numesc Mihai Corș, sunt președinte din Institutul de Creație Legislativă Lex Crita. Astăzi e zi de joi și, ca de obicei, ne aflăm în cinta Bibliotecii Publice de Drept pentru a promova proiectul de revizuire a Constituției Republicii Moldova. Un proiect inițiat cu ceva timp în urmă, cu sprijinul cetățenilor de bună credință a acestui stat și susținerea plenară a Institutului de Creație Legislativă Lex Crita și altor entități, precum și o găzduirea binevoitoare a Bibliotecii Publice de Drept. Fapt pentru care le suntem recunoscători tuturor și fiecare în parte. Stimați cetățeni, deci cum cunoașteți, proiectul a fost inițiat la 10 decembrie 2019. Ulterior au început dezbaterile pentru îmbunătățirea acestui proiect de lege constituțională și s-au petrecut dezbaterile în cinta Bibliotecii Publice de Drept pe parcursul mai bine de 8 luni de zile. Acest proiect fiind deja definitivat a legii privind modificarea Constituției a fost înregistrat la data de 29 iulie 2020 la Ministerul Justiției. În temeiul prevederilor legii 387 din 2001 cu privire la inițiativa populară de revizire a Constituției. Mai concret, în temeiul articolului 5, alineatul 1. După aia, Ministerul Justiției, deci urma să pregătească deci, un raport, expertiză preliminară juridică și ulterior avea obligația și are obligația în continuare să remită acest proiect către Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Este regretabil faptul că deja de mai bine de 9 luni de zile acest proiect de lege constituțională nu a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deci, contrar prevederilor articolul 5 alineatul 3 din legea, iată care vedeți în față, 387 din 2001 privind la inițiativa populară de revizuire a Constituției, care obligă, adică prescrie în mod imperativ Ministerul Justiției ca după expirarea termenului respectiv de 10 zile, acest proiect să fie remis pentru a fi înregistrat, deci pentru a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Lucru care, cu regret, până astăzi nu este efectuat de către Ministerul Justiției. Așadar, Ministerul Justiției, îndeplinind o comandă politică, deci face abuz de putere, abuz de lege, abuz de drept și desconsideră cetățenii grupul de inițiativă, dar deci care a venit cu această propunere, dar mai cu seamă cetățenii acestui stat, poporul Republicii Moldova, pe care îl ține întuneric și nu dorește ca dumneavoastră, mărite popor, stimați cetățeni, să cunoașteți despre existența și mai cu seamă despre cuprinsul, conținutul acestui proiect de lege, care, vă spuneam, să este înregistrat la Ministerul Justiției. Și care este frica acestor nătărei? Guvernanți, cu dilumele de rigoare și la deci cele expuse supra. Așa, deci alte cuvinte de politețe cu altele deja, deci totul are o limită. Deci, sunt niște indivizi care, prin aroganța, incompetența lor, desconsideră propunerile judicioase ale grupului de inițiative și își bat joc și de cetățenii acestui stat, ținându-l în întuneric. Noi ce propunem? Noi propunem modificarea legii fundamentale, legii supreme a statului și a societății, a Constituției Republicii Moldova. Astfel ca această lege fundamentală să fie una clară, precisă și mai puțin lacunare. Deoarece cunoașteți că nu există act normativ perfect. Este cu neputință, imposibil să prevezi totul astăzi pentru zilele, ziua de mâine și de poimâine, adică pentru un viitor.
mai îndepărtat. De ce relațiile sociale, de ce relațiile sociale evoluează, de ce trebuie să ținem cont de acestea, însă noi venim cu propuneri deja când vedem că sunt mari carențe la interpretare și aplicare normelor constituționale. Și deja pe cale de consecințe și acelor infraconstituționale. Avem, deci, aici mari bătăi de cap, deoarece noi vedem că în alta curte, Curtea Constituțională, unica autoritate abilitată cu dreptul de a da o interpretare oficială, autentică a Constituției, are și aici șchepătează, să spunem, da? Prin interpretările. Independență de completul, deci care interpretează componența curții respective constituționale. Și acesta nu este un lucru bun pentru țară, pentru popor și pentru legislație. De aceea noi trebuie venim să îmbunătățim aceste inconsecvențe, incoerențe, deci carențe, lacune, să le eliminăm. Și unele este necesar să intervenim cu plusvaloare, cu a modifica Constituția astfel ca să corespundă voinței poporului. În primul rând, noi ne referim la faptul că cetățenii sunt, deci, cei care dețin suveranitatea în acest stat. Deci este vorba în speță de poporul Republicii Moldova. Cu acest context, noi venim cu bunătățirea proiectului, deci propus a Constituției și propunem introducerea unor completări, un titlu nou, în care prevedem drepturile suveranului, adică drepturile poporului. Drepturile poporului de a legifera, de a interveni atunci când vede că celor care le-a încredințat mandatul nu se isprăvesc, nu sunt apți, sunt incapabili, deci sunt lenoși, puturoși, cum îi avem și în ziua de astăzi și am avut de aproape de circa 30 de ani. De aceea, noi spunem ca să nu ne mai dea Curtea Constituțională sau altă autoritate, deci nouă explicații, de exemplu Ministerul Justiției sau CEC-ul de la caz la caz sau Parlamentul, sau guvernul, sau președintele, însă Curtea Constituțională să aibă o interpretare într-adevăr adecvată, una autentică, ca să corespundă cu litera și spiritul Constituției, nu de la caz la caz, de circumstanțial, cum se petrece cu regret la noi în Republica Moldova. De ce noi propunem ca suveranul să fie expres la toate drepturile sale și fie indicat că atunci când, deci, suveranitatea națională este exercitată în mod direct de către popor, nici autoritate publică nu poate interveni și îngrădi exercitarea puterii de stat de către popor. Expres să indicăm acest lucru. Ce ar însemna acest lucru? Aceasta înseamnă că atunci nici Parlamentul nu mai poate zice ba, adică nu, nimeni, că nu se exersesc resurse financiare, etc., că alte lucruri. Deci toate autoritățile au obligația proactivă de a veni în sprijinul cetățenilor, grupul de inițiativă, subiectul abilitat cu dreptul de inițiativă legislativă, pentru ca acest subiect, cetățenii, poporul, să-și promoveze proiectele sale, propunerile sale. Deci iată, în acest sens trebuie de înțeles prevederile care le introducem. Ne indicăm mai mult, preluăm, deci, din declarațiile sale dreptul omului și dorim să fie inserat în Constituție faptul că poporul Republicii Moldova are dreptul ca mijloc suprem la revoltă împotriva tiraniei și asupririi. Atunci când e necesar, ca ultimul argument, ultima rațiu, trebuie să poată să fie acest drept explicit. Deoarece în marea lor parte, drepturile sunt din Constituția Republicii Moldova, sunt preluate și dezvoltate din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Iată, noi reactualizăm și mai aducem în prim plan, iată, și acest subiecte. Mai mult, noi propunem ca
într-adevăr, dreptul suveranului să fie unul explicit de a legifera și propune amendarea și deci, articolul 73 cu dreptul cetățenilor de a legifera, adică prin legi organice. Și la capitolul deci, de inițiere revizorul Constituției, noi deja propunem ca să fie la articolul 41 aliniatul 1 litera din Constituție expres prevăzut deci numărul de cetățeni care urmează să au drept să inițieze revizuirea Constituției și nu numai că au dreptul să inițieze revizuirea Constituției, dar au dreptul, deci ce? Și să, într-adevăr, poporul are dreptul să adopte cu modifice, revizuiască Constituția și să o adopte. Deoarece interpretările de acum, deci până în 2010, de către Înalta Curte, erau deci unele rigide, în felul acesta că cetățenii n-au dreptul de a interveni și de a legifera, deci de a revizui Constituția, etc. Unica autoritate ar fi, deci pentru unii doctrinari, colegi de-ai mei, considerat numai Parlamentul. Însă trebuie să înțelegem că mandatul Parlamentului, fiind un mandat reprezentativ, reprezintă cine? Poporul. Iar măria sa, poporul, a mandatat, a eliberat un mandat, a dat procură pentru o perioadă de 4 ani, o procură de drept public, deci de mandat de 4 ani pentru deputați, de a legifera. Însă atunci când intervine poporul, deci această autoritate, acțiunea procurei este ce? Blocată. Trebuie așa simplu de înțeles. Lucrurile acestea, iată numai, la un compartiment ne oprim și vă spunem, isperie, deci pe alias guvernanți, netrebnici, care nu au putut, nu sunt în stare și nu doresc nimic să facă pentru popor. Iată, acest lucru este și vizibil. O altă situație, deci acum, la zi. Noastră cunoașteți foarte bine că până mai ieri, relativ până mai ieri, până pe data de 28 aprilie, anul curent, deci a fost situație de urgență, în general, în, deci, decretată în Republica Moldova, în temeiul hotărârii Parlamentului. Multe aspecte, după această perioadă, deja cunoaște că Parlamentul imediat și a fost după recunoașterea sau declararea neconstituțională a decretării stării de urgență de către Parlament, deci decretării de Parlament, de către Curtea Constituțională, deci recunoașterea neconstituțională acestei hotărâri a Parlamentului. Noi cunoaștem deja președintele Republicii Moldova, a emis și decretul în temeiul și prevederilor articolul 63, dar și 85, aliniatul 1 și 83, aliniatul 3 din codul electoral, în care deci, a dizolvat deci, Parlamentul de legislatură a 10-a. Astfel spus, un parlament, nu există un parlament deci, funcțional lucrativ, toți strândăvesc în deci, pregătirea pentru campanie electorală, iar de ceva timp, de la 23 decembrie, nu avem un guvern plenipotențial. Adică, la nivel central, altfel spus, țara nu este guvernată. Iată care e paradoxul în Republica Moldova. Este un haos. Deci, asta e. În o anarhie, să spunem, și aceste autorități, în temeiul principiul continuității, un principiu constituțional care derivă din deci, legea fundamentală a statului, constituității, că nu putem să avem vid de putere, putere legislativă, adică cu toate că a fost dizolvat Parlamentul și cu unele interpretări, din, vă aduceți aminte, în 2019, au fost unele interpretări de-a dreptul de ochiate, deci efectuate de către Curtea Constituțională, când făcea o diferență între deci, un parlament a cărui mandat a expirat și a încetat și respectiv un parlament dizolvat după competență. Însă legitorul constituant nu face această diferență. Altfel spus, parlamentul în această perioadă fiind și dizolvat,
în temeiul principiului continuității, asigură funcționalitatea acestei autorități reprezentative și deliberative, deci a poporului, unica autoritate legislativă, deci a poporului public și mobil, adică a Parlamentului. El este funcțional, numai că nu este îndreptuit ce? Să revizuiască, să adopte, să abroge cea prevedere din Constituție sau alte legi, în speță legile organice. Adică nicio intervenție în categorie de legi ierarhic superioare, începând de la legile organice, legile constituționale și Constituție propriu-zis. Niciun amendament, modificare, completare sau abrogare nu este admisă. Însă alte categorii de acte, legi normative, mai cunoaștem noi legislative, precum legile ordinare sau hotărârile Parlamentului, cu aceste instrumente poate activa, deci Parlamentul deci, poate activa în această perioadă. Cu referire la guvern, guvernul este, deci, unul demisionar în demisie, dar acesta poate, are puteri limitate, nu are puteri depline de la 23 decembrie, însă el poate ce, adopta hotărâri într-o executare deja actelor adoptate anterior, deci pentru care trebuie și sunt necesare. Mai spunem că într-o situație anume s-a spus că noi avem o situație stare de urgență în sănătate publică. Și atunci există un alt organ, în mare parte, deci are deci, caracter de organ executiv în corpore între deci, membrii guvernului acolo și este condus de deci, președintele acestei Comisii Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, este însăși deci, premierul de însemnă deci, și specialiști în domenii. Dar paradoxul rezidă în faptul că după aia, iată, de circa o săptămână, dormitează aceste autorități care trebuia să spună tranșant. Noi mai avem aici, în afară de legis, cadrul legal, noi mai avem date, tradiții, obiceiuri și într-o perioadă anume când merg cetățenii, deci merg și fac rânduiele cele necesare care le consider creștinește și omenește. Adică vorbim pe șleau, e vorba de Paștele Vrăjinilor. Și atunci trebuia autoritatea, în viziunea noastră, Comisia Națională de și Extraordinară în Sănătate Publică, trebuia să fie mai explicită, să nu se spele pe mâini și să, în linii general, să admite, iar în speță, când ne uităm unele autorități, deci IMFRA, adică deci, comisii teritoriale, comisii respective extraordinare în sănătate publică, regionale, municipale, să ia decizii diverse. Și trebuie să înțelegem că municipiul Chișinău nu este toată Republica Moldova. Deci trebuie să fie o coerență de aici, aici trebuia să vadă o atitudine responsabilă față de viața și sănătatea cetățenilor acestui stat. Iată aceste prevederi deci, care trebuiau, într-adevăr, clarificate cu regret, sunt lăsate pe umerii sau plasate pe umerii autorităților publice locale și în speța comisiilor teritoriale în cauză. Deci, extraordinar în sănătate publică și mai cu seamă, să spunem, pe șleau, deci sunt aceste responsabilități, sunt lăsate pe umerii cetățenilor. Adică, cetățeanul simplu este lăsat în voia soartei. Altfel spus, cu regret în aceasta, am ajuns într-o situație unde domină haosul în Republica Moldova, cu asemenea autorități irresponsabile, incompetente, arogante, care nu iau decizii deci, cuvenite, necesare și oportune la timpul respectiv. Și lasă lucrurile să curgă sau să meargă de la sine. Iată, lucrurile acestea nu sunt, nu trebuie să fie într-un stat care să vrea un stat democrat, un stat de drept, unde guvernarea este investită pentru aceasta ca să, într-adevăr,
să se ocupe de chestiunile țării, dar nu să se înlăture de la problemele acute, spălându-se astfel pe mâini. Deci că problemele în sensul acesta. De ce v-am adus acest exemplu? Este un exemplu, da, prevederea constituțională este, la unele situații este prevăzut expres în normele constituționale cu starea de urgență în general, însă starea de urgență în sănătatea publică, nu, este cadrul infraconstituțional. Însă vedem că acest cadru nu este deja respectat sau toți cei care sunt chemați, deci să-i din bună respectarea, sunt duplicitari. Iată de aceea noi observăm că asemenea conducători, asemenea autorități, guvern, deci comisii cu persoane, indivizi care deci aserviți politic, fac lucru, nu servesc poporul, dar fac lucruri în detrimentul poporului, prin inacțiune. Și de ce m-am adus exemplul acesta prin inacțiunea? Este una care trebuie să fie sancționată. V-am adus exemplul acesta deoarece vă spuneam că de 9 luni de zile, făcând o paralelă, ministrul justiției, fiind și membru la alte deci, comisii, iată încă la cazul respectiv, desconsideră legea și nu execută prevederile legii. Adică nu remite acest proiect către monitorul oficial al Republicii Moldova. Iată halal de asemenea guvernanți pe care i-am avut și i-avem până în prezent. Și, mărite popor, aceasta este vina dumitale, deoarece a admis întotdeauna, a ales persoane aservite politicului Lingăi, pupcuriști și iată realitatea care este în Republica Moldova. De aceea, noi o să batem pasul pe loc atâta timp cât nu mai avea oameni în posturile decidente în această țară. Responsabile, dar vom avea indivizi. Aserviți politicul cum avem până în prezent. Deci trebuie să fim responsabili să înțelegem că ce e necesar de modificat în Constituție nu vor face deci partidele politice, deoarece cei ce propune trebuie să vină într-adevăr cu insistență pentru ca să punem, să facem agenda autorităților și a partidelor politice ca să avem susținerea plenară a lor. Dar numai uniți, unindu-ne eforturile, putem să reușim. Deci, în plan științific, noi am argumentat necesitatea. Dumneavoastră cunoașteți la modul practic, că acest lucru este imperios necesar. De ce? A îmbunătăți prevederile Constituției. Numai că noi stăm pe loc, batem apa în piu, deci deoarece autoritățile, fiind incompetente, arogante, însă fiind aservite, având protecția celor care i-au înscăunat, iată ei desconsideră propunerile, prin simplu fapt sau prin simpla modalitate că nu le dau curs acestei deci, inițiative populare de revizuire a Constituției. Apropo, unica de acest gen în decurs de 20 de ani, o revizuire populară a Constituției în Republica Moldova, mai bine 20 de ani. Deci asta. Și nici aceasta, deoarece este prevederile respective, le-au studiat toate partidele, cunoașteți foarte bine și le cunosc și guvernanții, nu am vorbit că e pe masa lor, că este una foarte bună și este în beneficiul poporului, simplu cetățean. Și iată, deci, grupările respective, partidele politice, ăștia care se află în primul rând la guvernare, nu dau undă verde ca acest proiect să fie publicată în monitorul oficial al Republicii Moldova, iar noi, ulterior, să luăm atitudine responsabilă ca să ajungem la acea etapă când modificăm și Constituția. Totul e cu putință, totul e posibil. V-am adus numai un exemplu aici și am făcut o legătură între aspectul teoretic a problemei, deci de rang constituțional și cu ceva tangențial la modul practic și infraconstitucional, adică cum trebuie să avem ce atitudine ca să fim responsabili noi cetățenii să impunem acești aserviți deci politicului
demnitari, care rod numai pantolonașii și fustițele și folos din urma lor nimic, adică pentru popor nimic, pentru ei, ei își rezolvă chestiunile, problemele. Și atunci, iată la ce am ajuns. Și aceasta din vina măritului nostru popor, pe care și alege întotdeauna, de aproape 30 de ani, alege ce nu alege oameni, dar alege ce indivizi aserviți sistemului politic. Regretabil acest fapt că, cu regret, până astăzi nu s-a reușit, deci, ca să impunem într-adevăr să fie publicat proiectul în cauză în Monitor Oficial al Republicii Moldova. Noi înțelegem, noi dorim să acționăm, deci prin forța dreptului. Deci aici și nu forța brută să punem în față. Însă unii am înțeles că, că nu mai recunosc ce Măciuca, Ciomagul, Buzduganul, iată ce recunosc ei. Forța brută. Și atunci ei acționează, fiind impuși, adică presați, strâns cu ușa, deci în unghie, atunci ei pot să facă ceva. De aceea, stimați cetățeni, e timpul ca noi odată și odată să ne deșteptăm și să facem într-adevăr, să veniți în sprijinul acestei inițiative ca să-i dăm undă verde și odată și odată să parcurgem acest itinerar de a o transpune în viață. Vă aduceți aminte că și Curtea Constituțională a dat din deget, inclusiv indirect celor de la Ministerul Justiției, invocându-și celor care nu cunosc prevederile constituționale și infraconstituționale, că blocarea oricărei inițiative, inclusiv de revizuirea Constituției, trebuie să fie una justificată. Și noi am început acțiunea respectivă, ea nu trebuie să fie blocată și nu poate să fie blocată. Într-un stat normal, unie, mai numesc, deci conform prevederea articolul 1 aliatul 13, preambulul și altă puteze, un stat de drept. Însă în Republica Moldova, până ajunge la făurirea, la edificarea statului de drept, noi trebuie să depunem mult efort. De ce e îndemnul nostru? Veniți alături că împreună să schimbăm lucrurile spre bine în această țară. Noi suntem apți, suntem capabili să aducem plus valoare, într-adevăr, ca să dăm un nou impuls, un nou imbolt, ca societatea să se trezească odată din somnul acesta de adormire și să schimbăm lucrurile pe cale pașnică, legală, constituțională în Republica Moldova. E cu putință. Noi suntem apți, doar împreună cu dumneavoastră să facem aceste schimbări mărețe, atât de necesare pentru țară și pentru popor. Pentru noi, pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri. Lumină, mai multă lumină, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.